Bună, draga mea urmăritoare, bine ai venit pe canalul meu. Uite ce manicură minunată îți propun eu astăzi să realizăm împreună. Este o manicură pe care eu o recomand miresicilor din acest an, pentru că este foarte frumoasă, poate fi adaptată și este foarte ușor de realizat. Voi folosi produse de la BAF astăzi, în afară de soluțiile pregătitoare pe care le am și le-am folosit în toate tutorialele mele de la Diamond Nails. Am folosit gelul Cristalize cu fibră de sticlă pentru a realiza unghiuțele și White Dove, gelul White Dove pentru a acoperi unghiuțele cu această nuanță de alb. Voi folosi Water Ink pentru decorul pe unghiuțe și mai apoi o să folosesc gel 3D fluorescent cu care voi realiza trandafirii. Și după cum vedeți, eu m-am apucat deja de lucru, dar nu înainte de a vă arăta și vouă. După ce am aplicat culoarea albă, nu adăugăm finish, foarte important, și nu degresăm unghia. Deci nu trebuie să degresăm unghia după ce am polimerizat în lampă. Aceste soluții Water Ink, pe care, după cum v-am spus, le puteți achiziționa de la BAF, nu le-am dizolvat, au și soluție de dizolvare, dar nu le-am dizolvat pentru că am vrut culori vii, dar voi, dacă doriți culori mai pale, puteți să veniți cu acea bază pe care BAF vă oferă și apoi să adăugați punctulețe cum fac eu acum. Eu am achiziționat anumite nuanțe, sigur că voi puteți să vă achiziționați cu totul și cu totul alte nuanțe decât mi-am achiziționat eu, dar eu pe acestea le-am ales dintre toate. După cum v-am spus, puteți să folosiți fie așa ca mine, ca și metodă, fie puteți să puneți un strat subțire de soluție pe care vă oferă BAF și apoi de soluție de dizolvare și apoi să puneți punctulețe de culoare. Puteți să folosiți o singură culoare, puteți să folosiți două, nu este neapărat să folosiți multe culori cum am folosit eu în tutorial. Dacă vi se pare că se închide, puteți să veniți culorii, să aplicați culori peste culori, așa cum fac eu, pentru că nu este nicio problemă. De reținut că aceste soluții, pentru că nu știu cum să le spun, se vor usca la aer, nu trebuie să le polimerizați în lampă. De ce ele se vor usca la aer? Atenție că în funcție de câtă cantitate aplicați pe unghie, acestea se vor usca mai încet sau mai rapid. Dacă aplicați cantități mici, se vor usca mai rapid. Dacă aplicați cantități mai mari, atunci se vor usca mai greu. Foarte important să nu aplicați finish, pentru că vom sigila cu finish după ce aceste culori se vor usca. Dacă aplicați finish și aceste culori nu sunt uscate, atunci se vor întinde și nu preferăm acest lucru. Mai bine așteptăm să se usuce cât considerăm noi, nu știu, 2-3 minute, chiar și 5 dacă am aplicat o cantitate mai mare, și abia apoi sigilăm cu finish. După cum v-am spus, puteți să aplicați culori peste culori, nu este nicio problemă. Mare atenție să nu vă pătați așa cum am făcut eu pe margine, pentru că vă va rămâne câteva minute și este greoi să le îndepărtați. Bun, aceste pete. Bun, voi folosi pe unghia a doua, cât timp voi aștepta să se usuce culorile, voi folosi această bandă aurie pe care o voi aplica pe jumătatea unghii. Pentru că vreau să fiu sigură că rezistă, voi folosi un lipici de la BAF, un lipici pentru pietre, pe care îl voi aplica cu o pensulă subțire, nail art, pe jumătatea unghii, într-o formă de dungă. Deci voi realiza o dungă verticală pe unghia inelară în mijloc, deci pe mijloc, astfel încât banda să se așeze cât mai bine și să reziste pe unghiuță. Nu vreau să am probleme cu ea, astfel o sigilez cu acest lipici de pietre. După ce am aplicat lipiciul, fără să polimerizez, bineînțeles, voi tăia din bandă cu ajutorul unei forfecuțe și voi aplica pe unghiuță bandă.
Apoi voi polimeriza pentru a usca lipiciul și pentru a nu mi se deplasa foița de pe unghie cât timp voi lucra la unghiuță. Sau cel puțin așa vă recomand vouă. Eu nu mișc de obicei pentru că lucrez foarte atent, dar se poate întâmpla chiar și mie să mi se miște banda și nu prefer să întind lipiciul peste toată unghiuța. Bun. Banda, după cum vedeți, este foarte subțire, este puțin greoi să o scoți, dar nu foarte, foarte greu. Această bandă o găsiți la Nail Art pe toate site-urile, o găsiți și prin magazine și prin Jumbo, am văzut. Sunt foarte ușor de găsit și foarte ieftine. O aplicăm pe jumătatea unghiei, este doar de decor, nu se va dezlipi pentru că o vom sigila și pe ea cu finish și cu ajutorul forfecuței o vom așeza. Dacă aplicați la fel ca mine lipici pentru pietre, o veți putea și modela astfel încât dacă trebuie să o mișcați mai spre stânga, mai spre dreapta, nu este nicio problemă, puteți să faceți foarte lejer acest lucru și spre vârf o tăiați ca să fie totul la același nivel cu unghiuța. Bun, după ce lipim această bandă, vom polimeriza, după cum am spus, și vom usca lipiciul astfel încât să nu ni se deplaseze banda. Bun. Nu uitați să vă abonați, cele care nu sunteți abonate, nu uitați să-mi scrieți dacă aveți întrebări, pentru că întotdeauna vă voi răspunde. Dacă, nu știu, nu ați înțeles ceva din tutorial, cu mare drag vă răspund. O să vă las în descriere toate produsele pe care eu le-am folosit astăzi și de unde anume le puteți achiziționa, ca să nu existe nedumeriri. Până voi trece la unghiuța cealaltă, după ce se au uscat culorile, voi sigila cu finish. Finish, puteți să folosiți orice tip de finish aveți voi la îndemână, nu neapărat de la BAF, dar să știți că cei de la BAF au un finish foarte bun și rezistent în timp, care își păstrează luciul o perioadă îndelungată de timp, dar după cum am spus, nu este obligatoriu să fie de la BAF. Este alegerea voastră de unde l-a achiziționat și ce tip de finish folosiți. Ideea este să sigilați pentru că altfel culorile nu vor rezista în timp. Și polimerizăm din nou pentru un minut, un minut jumătate lampă UV, două minute, două minute jumătate lampă, de fapt invers, lampă LED, un minut, un minut jumătate, lampă UV, două minute, două minute jumătate. Mereu le încurc. Bun. Voi realiza tot același model cu water ink pe jumătate de unghiuță. Vedeți cât de frumos se întinde fără să aplic nimic pe unghie. Deci nu am aplicat nimic pe unghie, nici finish, nici soluție de la watering, absolut nimic. Este pur și simplu gelul White Dove de la BAF cu stratul său de dispersie. Deci foarte important să nu degresăm unghiuțele. Bun, voi aplica din fiecare nuanță puncticele mici de culoare, din fiecare culoare și apoi de preferat ar fi ca voi să sigilați deja unghia înainte de a realiza floricica 3D. Eu am sigilat apoi, nu am mai sigilat acum, am sigilat după ce am realizat floricica, doar partea unde este watering, dar voi de preferat ar fi să sigilați acum cu finish și apoi să reveniți să realizați acea floare 3D. Bun. O să vedeți cât de simplu este să realizați acea floare. Mie mi se pare cel mai simplu mod de a-ți face unghiuțele singură acasă pentru un eveniment. Mie mi se pare potrivit această manicură, după cum v-am spus, chiar și pentru un eveniment important, adică pentru a fi mireasă, mi se pare destul de drăguț și destul de special, pentru că în primul rând are culori vii, are nuanță de alb și florile, frunzulițele florii noastre
sunt fluorescente, astfel că atunci când va veni noaptea sau atunci când vom fi la întuneric, manicura noastră va ieși, va ieși în evidență prin faptul că se va vedea, se va vedea la întuneric. Acel decor se va vedea la întuneric. Bun, vom realiza o biluță. Eu v-am mai arătat aceste geluri 3D de la BAF, dar acum vă arăt și mai bine și mă voi ajuta de un instrument ce se folosește la curățarea cuticulei, la împinsul cuticulei, și voi apăsa pe biluța noastră astfel încât să pot crea trandafirul nostru. O să vedeți cât de simplu se realizează. Nu este atât de greu pe cât pare și este mult, mult mai simplu de lucrat decât dacă ai face florii 3D din pudră acrilică. Mult mai simplu, o să vedeți cât de simplu este și este la îndemâna oricărei fete. Eu cred că și o începătoare care pune unghii de 2 zile, să spunem, cred că se descurcă cu acest tip de gel și își poate face singură decorul pe unghie. Sigur, sunt decoruri 3D care nu pot fi sigilate cu finish, deci ele așa rămân și este doar pentru persoanele care preferă astfel de decoruri pe unghie, pentru că sunt persoane care nu preferă astfel de decoruri, ci pur și simplu pictate pe unghie, decoruri pictate pe unghie. Bun, după ce ne ajutăm de un bețișor de portocal pentru a da formă trandafirului nostru, încercăm să eliminăm surplusul de gel, pentru că nu dorim o floare în relief în exces, ca să spunem așa. Și atunci încercăm să o mai remodelăm și să eliminăm excesul. Sigur, excesul nu îl vom arunca, ci îl vom pune la loc în sticluța noastră, pentru că îl vom refolosi. Nu se aruncă surplusul. Bun. Voi încerca să micșorez puțin trandafirul pentru că am pus o cantitate prea mare de gel și mă voi ajuta de acest bețișor de portocal, iar apoi cu ajutorul instrumentului de împins cuticula voi redefini trandafirul nostru. Cred că oricine are la îndemână astfel de instrumente sau cel puțin ar trebui să aibă un bețișor de portocal și un instrument de împins cuticula și astfel vă puteți folosi de ele pentru a realiza trandafirul. Sigur, dacă știți alte modele de trandafiri sau alte flori sau, nu știu, vă pricepe să faceți alte lucruri cu aceste geluri, cu atât mai bine. Eu v-am arătat astăzi un model. După cum vedeți, mă ajut de acest instrument și creez un trandafir mai plat, mai restrâns și mai plat. Bun. Voi încerca să dau formă trandafirului pe cât pot eu cu bețișorul de portocal. Nu apăsați foarte tare pentru că veți ajunge la culoarea albă. Și în centru reveniți cu o bulinuță de gel 3D pe care apoi o apăsați puțin și aceasta este floarea noastră. Doar floarea vom realiza și frunzulițele care sunt fluorescente. Ia uitați cât de simplu și cât de minunat arată, nu-i așa că e drăguț? Și am realizat în doar câteva minute un model excepțional 3D din acest gel. Frunzulițele de asemenea sunt foarte ușor de realizat. Vom lua tot așa cu ajutorul bățului nostru de portocal, o cantitate foarte mică de gel pe care o vom aplica lângă trandafirul nostru, pentru că este vorba de frunzuliță, și vom realiza cu ajutorul acestui bețișor desenul unei frunzulițe normale cu acest gel. Deci nu cred că este atât de greu să realizeze o frunză. Vom face o bază mai mare și un vârf frunzei noastre. Cam așa trebuie să arate.
La fel vom proceda și pentru cea de-a doua frunzuliță, pentru că vreau să realizăm două frunzulițe. Și asta este manicura pe care eu vă propun vouă astăzi. Sper să fi înțeles, sper să încercați și voi măcar o dată să vedeți cât de simplu este și ce beneficii are acest gel, pentru că îți ușurează cu mult munca și este de excepție, adică iese întotdeauna în relief. Dacă ai un eveniment sau dacă dorești o manicură mai specială, nu-mi rămâne decât să vă spun să încercați și voi să mă urmăriți în continuare, pentru că voi veni cu lucruri noi, ca de altfel cum fac tot timpul, și noile produse pe care eu le voi testa, vi le voi arăta și vouă, la fel cum am făcut și până acum. Și haideți să vedem despre ce era vorba, despre faptul că sunt fluorescente. Ia uitați cât de minunat arată la final și cât de frumos se văd frunzulițele. Sper să vă fi plăcut acest tutorial, sper să vă fost drag să fiți alături de mine. Până data viitoare vă pup pe toate, aveți grijă de voi și toate cele bune. Vă pup, aveți grijă de voi, vă pup, pa, pa!